Revenim totuși la veștile despre vremea de astăzi. Tu insisti că e bine și că va fi o zi liniștită. Vrei sincer, să crezi asta? Era un grad în această dimineață, da? Nu bătea vântul, nu ningea, nu ploua. Ca să înțelegeți, unul dintre noi pleacă din garaj de la o temperatură constantă. Și 10 grade. 10 grade și unul dintre noi pleacă de la minus. Nu știu câte grade. Da, și eu am dat cu racleta în dimineața asta, dar nu a fost rău, cardio așa dis de dimineața la ora 4. Ne tot întrebam de ce primarul Capitalei a luat decizia de a închide școlile vineri. E, tocmai de asta, de astăzi vorbim despre două coduri, unul galben, unul portocaliu, viscol în Capitala, dar ferice de Olivia, are garaj, da? Ce-i pasă. Ce să faci? Ne așteptăm la o vreme capricioasă, asta anunță meteorologii, până mâine seară. În jurul orei 23 vorbim despre cod portocaliu, ba chiar vorbim și despre un cod galben dat de meteorologi. În acest interval, vânt puternic, rafale de peste 70 de km pe oră și ninsoare viscolită. Se va așterne din nou un strat destul de consistent de zăpadă. Eram obișnuiți cu vremea asta de iarnă la munte, dar iată că vorbim despre un episod de iarnă veritabilă în zona sudică a țării. În Transilvania va fi bine astăzi, în schimb în zona sudică, iată, de astăzi, de la ora 15 până mâine, la ora 20, vorbim despre un cod galben, iar din această seară, de la ora 23 până mâine, în jurul orei 15, vorbim chiar despre un cod portocaliu. Județele vizate cu acest cod portocaliu vor avea parte de o vreme închisă, cu vânt puternic și ninsoare viscolită, de asemenea, vizibilitate redusă și temperaturi mult mai coborâte, asta din cauza rafalelor puternice ale vântului. Începem ziua liniștit și în capitală. Nu este foarte frig în acest moment. E cam liniștea dinaintea viscolului. Însă, în Muntenia se anunță de la ora 15 ninsori serioase, va ninge viscolit, vântul va avea intensificări, până în această seară va fi cod galben. Din această seară de la ora 23 vorbim despre un cod portocaliu în toată zona Munteniei, rafale de peste 70 de km pe oră, vânt din cauza căruia noi vom resimți temperaturile mult mai coborâte decât indică termometrele. La prânz vor fi cam minus 2 grade în capitală și bineînțeles că va ninge, minus 2 grade vor indica termometrele și în Slobozia, iar prin Pitești și Ploiești vor fi minus 2, minus 1 grad la amiază. Cam aceeași situație și prin Oltenia. Astăzi se anunță intervale cu vânt puternic, cu ninsori viscolite și temperaturi destul de coborâte. Vorbim despre temperaturi negative. Iată, la amiază vor fi minus 2, minus 1 grad prin Craiova, minus 1 grad și în Slatina, vânt intens spre Adrobeta, Turnul Severin, astăzi o valoare termică la pragul înghețului 0 grade. Excepție face zona vestică de aceste precipitații abundente și vânt intens. În dealurile de vest va fi mai bine, în sudul Banatului vor fi ceva probleme și în jumătatea vestică a Carpaților Meridionali. În rest, în Lugoș vor fi cam 5 grade, astăzi 4 grade sunt prognozate în Timișoara, de asemenea 4 grade vor fi și în Reșița. Aceeași vreme destul de bună va fi și în Crișana. Aici vântul nu va avea intensificări foarte mari și vorbim despre o vreme mai frumoasă, cu soare, 4 grade vor fi în termometre în Oradea, 4 grade și la Arad, dar un cer mai mult noros. În Maramureș astăzi e o vreme destul de frumoasă, nu neapărat foarte caldă, dar este mult mai bine față de sudul țării. Soarele se va arăta, va fi generos prin Sighetul Marmației, cam 5 grade se vor înregistra acolo, 4 grade vor fi în Baia Mare și în Satul Mare. Și în Transilvania, surprinzător, astăzi este o zi destul de bună. Cerul, cei drept, va fi mai mult noros, dar nu va ninge. Vor fi cam minus 2 grade la Miercurea Ciuc, 4 grade prin Târgu Mureș și cu soare chiar, 4 grade vor fi și în Cluj-Napoca, iar prin Deva și Sibiu, un cer mai mult noros, dar 3 grade în termometre. Prin Brașov, temperaturile vor fi mai coborâte, vorbim despre o maximă la pragul înghețului, doar 0 grade, poate 1 grad. În Moldova, astăzi e o vreme destul de bună, cel puțin în jumătatea nordică. În jumătatea sudică vorbim despre un cod portocaliu din această seară de la ora 23 până mâine la ora 15. În sudul Moldovei, vânt puternic și ceva ninsori, în schimb în jumătatea nordică, soare, cer variabil spre senin, minus 1 grad va fi astăzi în Suceava, minus 1 grad și prin Botoșani, 0 grade prin Piatra, Neamț și Bacău. Iar în sudul Moldovei, temperaturi negative, iar vântul va înteți toată senzația asta de frig. Și în zona Dobrogei vorbim astăzi despre o vreme închisă, cu ninsori abundente, cu vânt puternic, viscol, se va depune strat generos de zăpadă. În Constanța rămâne doar un cod galben, în rest vorbim despre un cod portocaliu de ninsori. Un grad va fi astăzi la amiază în Sulina, minus 2 grade sunt prognozate în Cernavodă, iar prin Constanța vor fi cam 2 grade, iar pe parcursul zilei vorbim și despre precipitații mixte.
Nici capitala nu scapă de acest cod portocaliu. Va fi cod galben de astăzi, de la ora 15, de la ora 23, vorbim deja despre un cod portocaliu. Vânt, rafale de peste 70 de km pe oră și nisori abundente. Iar în zilele următoare, până duminică cel puțin, o vreme închisă de iarnă, dar de săptămâna viitoare sunt și vești bune, temperaturi în creștere și maxime de primăvară în sfârșit. Cam atât despre vreme, Valentin, Olivia.